Ninivitenii au părăsit calea lor ce rea. Citire din cartea profetului Iona. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo vestea pe care ți-o spun eu. Iona s-a ridicat și a mers la Ninive după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât 3 zile de mers. Iona a intrat în cetate, mergând o zi întreagă, striga și zicea: încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Și au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu sac, de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Cuvântul a ajuns la regele din Ninive. S-a ridicat de pe tronul său și a îndepărtat mantia de la el, s-a acoperit cu sac și s-a așezat pe cenușă. A făcut să se strige și să se zică în Ninive un decret al regelui și al mai marilor lui. Niciun om și niciun animal din cireadă și din turmă să nu guste nimic, să nu pască și să nu bea apă. Să se acopere oamenii și animalele cu sac și să-L invoce pe Dumnezeu cu putere. Să se întoarcă fiecare de la calea lui ce rea și de la violența lui. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și se va îndura? Poate se va întoarce de la mânia lui aprinsă și nu vom pieri. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor ce rea și a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut și nu l-a mai făcut. Cuvântul Domnului. Inima căită și smerită, Dumnezeule, nu disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, nu disprețui. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, îndurărilor tale șterge fără de lege mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o desprețui. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește înăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Pentru că jertfele nu-ți sunt plăcute și chiar dacă ți-aș aduce, arderile de tot nu te-ar mulțumi. Jertfa mea, Dumnezeule, este Duhul smerit, inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Inima căită și smerită, Dumnezeule, n-o disprețui. Întoarceți-vă la mine din toată inima, spune Domnul, căci eu sunt milostiv și înedurător. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, Iisus a început să le spună: această generație este o generație rea, caută un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul lui Iona. Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa și Fiul omului pentru această generație.
Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și îi va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este unul mai mare decât Solomon. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona. Și iată, aici este unul mai mare decât Iona. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, dacă ați fost vreodată la Orșova, ați putut vedea acolo niște stațiuni ale căii crucii foarte moderne. Dar ceea ce este interesant, nu știu dacă e frumoasă, dar este interesant că printre personajele prezente în imagini sunt foarte multe persoane contemporane nouă. Eu îmi amintesc una dintre ele, e vorba de Nadia Comăneci. Dacă veți merge la San Giovanni Rotondo, veți vedea pe o cale a cruce care urcă pe un deal frumos, la stațiunea a cincea, în loc de Simon din Cirene, este tocmai Padre Pio. Mă îngrijorează faptul că arta creștină a făcut-o prea dulce și prea negrăitoare, această cale a crucii. E frumos, foarte multe imagini, care de care mai artistice, mai colorate, mai frumoase, mai blânde, mai chipuri, mai plăcute și așa mai departe. Ori calea crucii nu e asta. Special am ales pentru anul acesta să ne intrăm cu toții, de fapt, în profunzimea căii crucii. Și v-aș propune un exercițiu de la început. Să vă gândiți în acest post mare, care dintre personajele de pe calea crucii ați putea fi dumneavoastră? Sunt foarte multe personaje pe care noi o să le analizăm. Începând de la Pilat, Simon din Cirene, Veronica, femeile, Maica Domnului, Sfântul Petru, o grămadă de personaje, mulțimea care plânge așa mai departe și în fiecare dintre acelea vă puteți regăsi cu siguranță în unul dintre ele. De ce am mai ales acest subiect? Pentru că Papa, fericitul Papa Paul al VI-lea, spunea că patima Domnului este esențială în viața creștinului. Și totuși, creștinilor de astăzi, spune el, parcă le convine mai mult să scoată așa mai deoparte acele foi cu patima Domnului. E mai frumos să-L vezi pe Iisus pe Tabor decât pe Calvar. E mai frumos să-L vezi la Cafarnaum cum vorbește și face minuni decât să-L vezi pe calea crucii. Asta e adevărat. Mai facem și noi câteodată. Dar în postul mare, cred că este esențial, cum spune și acest fericit, ca să fie evidențiată într-un mod deosebit calea crucii. Sau mă mai întreb și altceva. Oare ce ar fi viața mea și a dumneavoastră, viața noastră în general, dacă facem abstracție de durere, de durerea lui Iisus, dacă facem abstracție de crucea lui Iisus, dacă am face abstracție de sacrificiul lui Iisus. Tocmai de aceea, calea crucii este un loc, este o rugăciune, este o întâlnire a paradoxurilor, a extremelor. Pe calea crucii găsim și moartea lui Iisus, dar și viața sa. Din același mormânt se naște și viața. Pe calea crucii este trupul dumnezeiesc al lui Iisus, cel strălucitor frumos de pe Tabor, dar e și rază de tristețe, e și coroana de spini. Iisus, îl întâlnim pe Iisus cel puternic, care a făcut atâtea minuni. Pe calea crucii nu-și face o minune proprie pentru sine, ca să se salveze. Îl vedem fragil. Vedem putere și fragilitate. Vedem ură, ură multă, foarte multă, și în același timp vedem iubire. O iubire fără cuvinte a lui Iisus.
vedem strigăte, strigăte de ură, răstignește-l, dar găsim și cuvinte mângâietoare pentru femei. Găsim dușmanii lui Iisus, foarte mulți dușmani, dar o vedem și pe Maica Domnului. Vedem spini, mulți spini, coroană de spini, dar vedem și o năframă care mângâie, care șterge, care alină. Iată așadar de ce am spus, am vrea să mergem, dar să mergem așa cu sufletul pe calea crucii. Ce vedem noi la stațiunea întâia, de care vreau să vorbesc astăzi? Vedem așa, o cetate, o fortăreață mare, în care era palatul lui Pilat, cu pridvoare, bănuiesc, cu străzi largi. De pe geamul său se vedea templul cel mare, frumos și impunător. Lume multă la sărbătoare, pentru că venea sărbătoarea Paștelui, străzile pline de oameni. Vedem sărbătoare, deja începea târgul de sărbătoare, probabil, dar vedem și un cortegiu. Jos, în fața palatului, erau o cisternă imensă pentru apă, apă pentru împăratul, și tot acolo era cazarma soldaților. Acolo a stat Iisus ceasurile dinainte de judecată. După ce a fost adus de la Ghetsemani în acea seară de joi, noapte de joi, vineri dimineață, a mai fost purtat pe aici pe acolo și după aceea a rămas în acea sală de jocuri, în acea sală a soldaților. Bătut, îmbrăcat în haine de roșii, încoronat cu spini. Este scos deodată ca un fel de făptură de mirare în fața mulțimii. Oamenii, nu știu, se uitau la el, îl împingeau, râdeau, se mirau. Cam aceasta este situația în care Iisus este scos din acele beciuri și adus în fața tribunalului lui Pilat, unde era un balcon. Și aici o judecată. Ce judecată? Niște întrebări. Dar lumea nu lasă nimic. Și Pilat acesta de care vorbim, de fapt a ajuns și proverbial, este singurul nume care apare în crez, în simbolul, în crezul pe care îl spunem noi. De acolo și expresia a picat ca Pilat în crez. Un om de care am vrea parcă să-l dezvinovățim, săracul. A picat și el acolo nevinovat. A venit și el, i-a picat și lui acolo un proces, lumea a venit la el, săracul, a început să strige la el, a început să-l forțeze să ia o decizie. Nu e chiar așa. Pilat nu-i nevinovat. Iată de ce. Mai întâi soția lui l-a avertizat. Să nu-i faci niciun rău la omul acesta. Am visat azi noapte și îi povestește visul. Mai mult decât atât. El însuși, Pilat a avut un dialog cu Iisus, l-a întrebat, cine ești? Dacă tu ești rege, și a văzut că de fapt nu este non-violent prin excelență, unde e greșeala lui Pilat? Și putem cădea toți în această greșeală. Pilat este omul fricos. Se teme ca nu cumva să-și piardă postul, să-și piardă poziția, nu cumva să se vadă fără scaun, nu cumva să se vadă fără privilegii. Este omul șantajabil. Dacă nu-l omori, dacă nu-l răstignești, te spunem la Roma. Este omul care, iată, poate fi foarte ușor șantajabil. Mai mult decât atât, nu caută adevărul, nu-l interesează. Să spună la oamenii aceia care strigau, mulțimea aceea de pe stradă, răstignește, răstignește, dar ce rău a făcut? Nu-l interesează. Se spală pe mâini. Deci, greșeala sa este că, cum spune și Papa Benedict într-o carte a sa, Pilat a greșit pentru că a vrut să facă pace prin nedreptate. Ori, profetul Isaia are o vorbă foarte interesantă pe care o preia foarte des, sau o prelua foarte des, Patriarhul de Ierusalim, Michel Sabah, care spune așa, nu poate să fie pace fără justiție. Niciodată. Nici între frați, nici între popoare. Nicăieri, niciodată, deci repeți, și e bine de ținut minte, nu poate să fie
pace fără justiție. Nu poți să faci pace cu fratele de lângă tine când el n-are ce mânca și tu beînchetuiești. Nu poți, nu? N-are să fie pace niciodată. Ei bine, aici a greșit și Pilat. El a crezut că va fi foarte frumos, foarte bine. Hai că eu sunt un om al păcii. Vă lăsați să fie cum vreți voi. Eu nu vă deranjez. Eu nu spun cuvinte grele. Faceți voi cum vreți. Cam asta este atitudinea lui Pilat. Și Pilat, de fapt, nu știu dacă știți, a terminat-o foarte rău, pentru că în cele din urmă el însuși a fost detronat, a fost înlăturat, s-a dărâmat totul în spatele său. Tocmai de aceea, Pilat este omul care s-ar putea să ne regăsim câteodată. Facem și noi așa pace de doi bani. Spunem, hai că facem, dar în spate este multă minciună, mult neadevăr, multă nedreptate. Un al doilea personaj care este important azi este acela al poporului, personaj colectiv. Unde greșește acest popor? Și totdeauna am fost foarte nemulțumiți, așa, ne-am intrigat în sufletul nostru. De ce oamenii aceia strigau, răstignește-l? Adică, mă întreb, unde erau în acele momente toți aceia la care le-a făcut bine și care au fost vindecați? Unde erau? N-am răspuns, eu nu știu. Frică. Nu cumva să ia cineva la bătaie. Unde erau apostolii? Am altă întrebare. Unde sunt? Nu cumva putem să ne numim și noi printre cei care au fost cu poporul? Tăcem din gură când mor oameni lângă noi. Tăcem din gură, nu luăm atitudine când alții țipă. Nu luăm atitudine chiar când sunt injustiții crase pe lumea aceasta. M-am întrebat și am să mai văd zilele acestea câți oameni au luat atitudine dintre creștinii obișnuiți, buni, din România, cu această lege foarte nedreaptă a religiei în școli. Nu știu câți. Tăcem că e mai comod. E o pace comodă și ușoară. Vreau să spun că lumea e plină de pilați și de popor. Dacă n-ar fi existat în istoria de 2000 de ani a creștinismului și nu numai a creștinismului, pilați, grămezi de pilați și de popor fricos, n-am fi avut niciodată 300 de ani de persecuții. N-am avut niciodată un Sfânt Ștefan. N-am fi avut niciodată o revoluție franceză în care s-au ucis pe capete cler și credincioși. N-am fi avut niciodată un Auschwitz în care s-au omorât milioane de oameni pentru judecată asemenea cu a lui Pilat, de doi bani. O judecată după criterii criminale. N-am fi avut niciodată pușcăriile comuniste în care au chinuit și au murit mulți oameni. De ce? Pentru că n-au fost suficiente voci și au fost foarte mulți pilați care au condamnat pentru neadevăr. Preasfințitul Anton Durcoviș, de ce a suferit? Pentru că a fost mulți pilați în jurul său. Ar fi putut să spună, omul acesta n-are nicio vină. N-a zis nimeni, din păcate, la vremea aceea. Iată de ce astăzi asistăm încă la multe injustiții. Ați auzit dumneavoastră despre crimele care se întâmplă în Orient, Boko Haram în Nigeria și așa mai departe. Ne mirăm că cei care ar trebui tac din gură. Lumea e plină de pilați. Stațiunea întâia parcă continuă permanent. Ne întrebăm dacă nu cumva și noi suntem printre cei care tac din gură o vinovăție a injustiției, o vinovăție a tăcerii, o vinovăție prin care cel de lângă noi suferă și moare. Îl rugăm pe Iisus, Doamne, dă-ne mai mult curaj și ferește-ne de păcatul fricii și al injustiției. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos.